ce? Când tremură mâna un pic. Bună dimineața și bine ați venit de la locul unde eu mă antrenez. Este vorba de stadionul Concordia Chiajna. Nu glumesc, fraților, am venit și filmam o mașină. O ediție aniversară, are aici un 35, nu am știut treaba asta și am întrebat de ce are un 35 pe așa. Mi-a zis aici pentru că este ediția aniversară a cui? A Golf 6 GTI. A Golf 6 GTI. Și este un Golf cu 400 de cai putere. Pe tracțiune față, Madi. Mamă, păi ăsta se duce păi... ca un polul meu. Exact. Are 120 de cai putere și am zis că s-ar de pe Basarab cu el. Dar și dacă îmi place mie și eu un Golf 6? Păi ar trebui să fie cumva corespondentul Opel-ului tău care e acolo parcat. Poți să mă urc și eu în mașina ta? Și nu stai așa în stradă, că vin mașini cu viteză. Mamă, ce volan mic are. Are și padele aici automată, Madi. Wow, și ce cald în mașina asta aici, asta îmi place în Golf 6. Mamă, o să calculeacă. Păi vrei să fie în parc, ia-te calculul ține. E. Să nu dai, să nu sari cu ea prin stâlpi. E ia, pe parc, e da? Parc, da. Nu plec, da? Nu. Are și poftă în Benz? A făcut puțin. Nu, de la mare. Și prea multă benzină. Ce-mi place mașina ta. Chiar e mișto. Ne luăm și noi în Golf 6. Și pentru că toți ne iubim mașinile, vă ofer o reducere de 20% pe car vertical pentru a evita o țeapă. Pentru că știu că nu vă place să luați o țeapă atunci când vă doriți foarte tare o mașină. Folosiți linkul din descriere sau codul Madi. Nu știu, Madi, că e 2.0 benzină, consumă mult. Cât consumă mașina asta? Cât consumă mașina? Nu știu, mult. Nu mai cumpără, Madi. Da, nu ne mai luăm. Da. Îmi place interiorul, îmi place navigația asta aici, uite, e asemănătoare cu a mea. Se poate și mai mare, asta e aia mică. Îmi place mai mică mie. Da? Scaunele? Păi, sunt cam ca ale mele, adică... Mai mișto. Sunt un pic mai confortabile, da. Nu sunt așa țapene ca ale mele. Da, îmi place asta. Și îmi place că e automată. E ideală pentru oraș. O mașină automată într-un oraș, aglomerat ca București, Doamne, e sfântă. Și are și padele, Madi. Am văzut că are și padele. Cu cum ar veni, singurul minus de pe această mașină este minusul de pe padea. Și pe schimbător acolo e minus. Da? Și la volumul, de la radio. Oh, fira, lasă. Asta e poziția mea. Măi, stai iată, bine și spate, dar așa la drum lung să știi că nu e cine știe ce. Nu are tetiere, l-ai dat jos pentru, probabil, pentru vizibilitate, dar vezi că ai spațiu. Se pare mult mai spațioasă ca Opel-ul tău. Mai zi o dată de fulgeraș că nu-i spațios. Frate, uite cât spațiu aici la picioare, aici de mână la cap. Păi atâta spațiu am și la mine în mașină. Nu, practic. Filmăm mașina mea. Am revenit de la volanul Golfului, am niște emoții pentru că e prima oară când conduc o mașină, un Golf. O mașină mică cu mulți cai putere. Gen, Mati, o mașină... E gravă rău. Nu mă panicate rău. Deci e gravă rău. Vezi că să rupi în primul rând frână cu stângul. Pe e automat, nu, da? Nu, că am piciorul. Bag-o în drive și crede-mă, iau-o ușor. De fapt, bag-o, apasă-o, așa. Dă-o direct în sport. No. Hai, dă-o în sport. Dar trebuie să ții bine de volan. Cum ți-e frâna? De asta, de la calapul. Nici o vedeam de emoții. Pentru mine a fost o plăcere să stau bine. Acum am pus banchetele sus ca să fie frumos, dar merg prioritate în jos ca să aud evacuarea mai tare. Ca și ea până în față, nu o să mă apuc. Vezi cât de responsiv e așa, cum mă apeși puțin, gata, se duce. Da. E... o mașină drăguță rău. Îi dai după pod, Mari, nu pe pod, că mie că sărim cu ea. Dă-i așa ușor, hai. Hai să-ți iasă să treacă tirurile. Dar cum se pare așa volanul tot ăsta? E ușor așa, e foarte, foarte ușor volanul. E mai ușor ca la Opel. Dar direcția e... Mi se pare mai greu puțin ca la Opel și îmi place mai mult volanul ăsta. Nu, eu zic de volan în sine că e ușor, nu de direcție. Ușurel, o iau ușor. O iau ușor să mă acomodez cu mașina. Doamne, ce îmi place, îmi doresc un Golf. Și gândește că pe, tu ziceai de Scirocco. Da. E același motor și pe Scirocco. Deci poți să iei și un Scirocco, adică să arate și mai mișto ca Golful ăsta. Da. Să tragă la fel de bine. Păi, n-ai zis tu că motorul totuși e prost de pe Scirocco? Păi e și ăsta, e oarecum, nu e cel mai... Ține de volan, ține de volan. Băi, ține de volan, nu mai faci mișcări de... Nu-ți face de pandă. Ține de volan, mamă, dar eu uite cum fac de... De ce faci așa? Adică de la drum, nu? Da. Ia de acum la... Nu am încercat să dau la asta talpă, că mi-e frică să-i dau până la fund. Frică în picioarele țapene. Dar vezi cum trage, frate. Da, e superb. Chiar e superb mașina ta, Octavian. Deci noi doi, eu și Mihai, nu am putea avea o mașină de genul ăsta. În primul rând pentru că ar sta tot timpul goală, adică fără benzină. Fără benzină, exact. Că ne-am distrat non-stop cu ea, așa.
te lasă puțin, lasă puțin la viteză mai normală, la 100 la oră și o cași la 100 la oră. Ia frânează puțin. Și dă-i acum, hai. Mamă, și fartul ăla cum e? Ai o mașină super, mă jur! Deci cu... cât îmi place! Deci cu Golful ăsta, lași în spate toate BMW-urile. Am lăsat în spate și un Audi, din câte am văzut eu. Vai, e super, dar da, într-adevăr, se simte ea că vrea să fugă așa stânga-dreapta un pic și trebuie să ții bine de volan. Dar nu mă sperie atât de tare, adică i-aș face față. Ia mai jos, să vezi dacă are de kick-down. Am patinat acum. Și mi-a împins pedala! Deci am călcat pedala maxim la fund și mi-a împins pedala înapoi de accelerație. Așa face? Nici Octavian nu știa treaba asta, nu? Deci mi-a împins pedala leșin. Ia mai de mată să văd eu că îți împinge pedala. Ia. Acum n-am mai patinat. Ușurel, gata, fată, gata, că te las ușor, gata. Deci vreau să zic că dacă mașina asta nu merită să-mi dați un like... Dați-mi un like că eu am transpirat aici. Vreau să dau drumul la încălzire în scaune, ventilație, orice ceva. N-are încălzire în scaune, boss. E perfect, atunci nici nu trebuie. O ventilație ar fi ideală, să știi. Puneți niște scaune cu ventilație, că pe una m-au luat căldurile rău. Dă-i notă. Îi dau 10, clar. În primul rând că e din grupul VAG, arată bine, e colantată frumos și trage, frate. Mustang sau asta? Asta. Și mie mi se pare mișto asta, sincer. Adică Mustang-ul. Măi, Mustang era frumos, dar parcă nu se dea la fel de bine pe stradă. Și nu trage la fel de bine. Da. Și are și sunet, trage și bine, e și mică și stă mai bine pe stradă. Nu te simți atât de mare ca în Mustang. Ia fă-o pe aia cu lasă la 100 la oră și apeși doar puțin accelerația și o ridici puțin să vezi să se aude turbina. Stai așa că am aici un Corsa care se crede periculos. Uite, dar nu mi se pare mașina potrivită să faci slalom. Stai că vin oamenii în spatele meu periculoși. Ei cred că se joacă aici cu mine. Mai ai motorină, benzină, scuze. Eu tot pe ăsta cu Audi ce s-a enervat el și vine după mine. A făcut, da. Se aude. Hai mă, Logan. Deci, ai da Mustang-ul pe asta, da? Da, oricum. De banii de Mustang îți cumperi 4 din astea. Ale mele sunt toate, dau câte unul la tine. Dai mă și lui Mike, dar și lui taică, tu îmi dai și mie unul, îmi dai și lui sorta. Și ne mai rămâi și bani de benzină, să băgăm unii repede. Mamă, ce-mi place, mai m-a jucat așa cu ea non-stop, mai ales pe autostradă, unde găsești o grămadă de oameni cu care să te dai. Ia. M-aș juca non-stop. Mamă, acum s-a sigala toate direcțiile. Ți-am lăsat audio în spate, s-a dat pe dreapta. Gata, mai trage pe dreapta. Gata? Gata. Mai lasă-mă un pic. Nu mai dau kickdown, dar mă lasă. Gata, mă, că intrăm în București, dar să-l pe om să-și conducă mașina. Ah, bine, scuze. Bine, hai că revenim la dentist. După aceea? Da. Zice. Cât de frumos și-a dat singură de trăgătare. Tu făcea. Doamne, e superbă mașina. Mai să pui în parking, să nu plece în față. Gata, am pus-o în parking, nu pleacă. Și frână de mână? Mamă, ce frână de mână ai strung așa. Simțeam că îmi pleacă mâna, rămâne aici, legată. Ce? Întremură mâna un picuț. A trebuit să-mi dau lănțișorul jos. Cercelul ăsta nu pot să-l dau jos, că de când l-am pus în Grecia nici că am mai încercat vreodată să-l dau. Și acum ai uite și vede cum arată aparatele astea. Vai de capul meu, am o frică. Vino mai în față, te rog. Mai în față. Să dau părul după urechi. Ok. Să mai cu spatele drept. Nu mă doare nimica, nu? Da. Îmi intră chestiile astea noi. În urechi, da. Mă sperie, au. Spatele drept, relaxează-te. Așa, nu se întâmplă nimic. Nu dau telefonul jos la o parte? Nu. Vreau să stai cu spatele drept și vreau să mușc din spate pe măsele. Din ți închiși? Perfect. Nu mă afectează dacă am telefonul, nu? Nu te afectează, dar nu vreau să te miști. În gel. A, așa, am rătiri. Au. Așa capul. Nu vreau să stai cu el pe spate, da? Bine. Așa, dinții închiși, mușcă bine. Dințele lipite. Și nu te mișcă, rămâi așa, aparatul se mișcă, da? Ce
ce m-am dus să-mi fac poze la dințișori. Aparent asta e fața mea și se vede că am doi pivoți acolo de la de jos, trebuie să scap neapărat pentru că e o trăznaie acolo așa. Se vede și aia de contenții. Îți bine fixați dințișorii? Au o poziție corectă? Așa trebuie să vină ăștia de jos în spatele celor de sus, nu? Mai am eu dinții drepti. Și ce să... Ăla-i cercelul meu. O avem aici pe domnișoara fotograf, domnișoara asistentă și mândra care se așează pe scaun și își dă părul la o parte. Gata. Uite, Doamne, îmi bagă toată lopata asta în gură. Zici că e de aia de dat gletul pe pereți, jur. Dacă ați ști voi ce sesiune foto am făcut eu aici, nici nu vă imaginați.